La începutul fiecărui an universitar, studenții veniți în Iași își caută soluții de cazare. Universitatea Alexandru Ion Cuza oferă utilități variate de cazare care acoperă o marjă semnificativă din cererea înregistrată anual. De la studiile de licență până la cele de doctorate, cei interesați pot opta pentru un loc în cămine care oferă un grad diferit de confort. Anul acesta, perioada formulării cererilor de cazare și asemnării contractelor a început de pe 29 septembrie. În pofida așteptărilor, afluxul cererilor de cazare rămâne unul ponderat după prima zi a înscrierilor. Cu siguranță capacitatea va fi acoperită. În această zi este prima zi și este primul an. Sunt cazările pentru studenții din primul an și totul este în regulă. Iar pentru familiști, cu atât sunt mult mai puțin față de... Dar se acoperă, ca și capacitate vor veni cu toții, dar nu din prima zi. Pentru fluidizarea procesului de cazare, universitatea a deschis un program de voluntariat prin care studenții să se implice direct în această acțiune. Anul acesta, spre surprinderea mea, cam puțin dispoziții, dar facem față cu Prio. Anul trecut mi s-au părut mie că au fost mai mulți. Da, poate e o simplă părere. Studenții își pot ridica dispozițiile de cazare până la jumătatea primei săptămâni din noul an universitar.